Bun găsit tuturor, așa este, Federația Sanitas a ieșit din nou în stradă. Îi vedem aici, în spatele meu s-au adunat, au ieșit oamenii să protesteze. Bună dimineața, spuneți-ne, bună pentru ce protestați astăzi? Am revenit într-un mediu ostil de data asta, că n-avem voie cu aia, n-avem voie cu aia, sunt noutățile guvernului. Ne-am manifestat dorința de luni de zile, nu de acum, pentru că sunt câteva probleme de ordin financiar și probleme care țin de partea administrativă, că vrem halate, vrem angajări noi, vrem ca oamenii noștri să poată fi schimbați din ture, să aibă posibilitatea să odihnească și să poată să-și efectueze actul medical și de îngrijiri pentru răul care este încă deasupra noastră. Și nu în ultimul, problemele financiare promise de ei și nu cerute de noi, de care nu s-au ținut de cuvânt. E vorba de stimulentul ăla de risc pe care nu l-a primit toată lumea, el a dispărut de mult. Este vorba de un proces care ține de sporuri, un 45-85% care trebuiau să-l acorde odată cu apariția acestei pandemii, pe care oricum l-au declarat-o, i-a declarat-o Organizația Mondială a Sănătății. Și nu în ultimul rând, un spor de 30, era până la 30% pentru colegii care lucrează cu COVID. Mulțumim, așadar puteți vedea în imagini, s-au strâns oamenii într-o nouă zi să protesteze aici în Piața Victoriei.